O surpriză neașteptat de plăcută în acest an, un film care nu a anunțat de mult din trailere, dar care m-a intrigat să-l văd după majoritatea review-urilor foarte bune pe care le-am văzut. Dacă n-ar fi fost review-urile foarte bune și filmul ar fi fost mai criticat, probabil că tot l-aș fi văzut dintr-un singur motiv. Și acela este că mi-a plăcut și încă îmi place la nebunie filmul Hollow Man, cel din 2000, este mai mult un guilty pleasure, unde conceptul este evident aproximativ același. Filmul nu este atât de mult un horror, cât este mai mult un thriller, dar pentru ce vrea să fie, filmul face o treabă foarte bună. Aspectul principal care face filmul atât de bun este evident atmosfera și tensiunea pe care o creează acest film. Ceea ce îl face atât de diferit din noi este și faptul că față de orice alt film de groază, unde știi exact unde este personajul negativ, îl vezi și te aștepți să se întâmple ceva, ei bine, aici nu vezi personajul negativ. Și filmul creează o atmosferă atât de terifiantă, fără să-ți arate ceva, fără să-ți arate pe cineva. Și de multe ori, omul invizibil nici măcar nu este acolo. Deci, această atmosferă creată de camera movement și de tensiunea pe care o simți în momentul în care te gândești la acel ceva, care este acolo, dar pe care nu-l poți vedea, din nou fac acest film să fie atât de plăcut și la public și la critici, ceea ce nu m-aș fi așteptat. Nu m-aș fi așteptat ca acest film să primească review-uri atât de bune, pentru că, din nou, trailerul nu anunța prea multe și anul acesta mai avem filme de groază anunțate care sunt destul de promițătoare. Deci mă aștept să fie un an destul de bun pentru filmele de groază. O a doua bilă albă foarte mare este, evident, Elizabeth Moss, actrisă pe care am descoperit-o anul trecut în Mad Men și care m-a surprins în scurta ei apariție în As, tot anul trecut. Iar în acest film, Elizabeth Moss oferă una dintre cele mai bune prestații feminine din orice film horror de ani buni încoace. Nu cea mai bună, dar printre cele mai bune. Și mi se pare că are un chip foarte potrivit pentru acest gen de film, horror slash thriller. Și nu m-aș mira dacă în următorii ani o vom vedea tot în producții de genul. Dar îmi place, până acum îmi place evoluția acestei actrițe, de la Mad Men încoace. Știu că mai este și în serialul The Handmaid's Tale, nu l-am văzut, dar probabil o să-l văd. Ca actori secundari, toți ceilalți sunt ok, dar sunt doar ok pentru că, evident, reflectoarele sunt doar pe ea de la început până la final. Principala bilă neagră a filmului pe care am găsit-o este de multe ori și clișeică această bilă neagră în filmele horror, și anume scenele în care este lăsată deoparte logica, ca să spun așa, doar pentru continuitatea filmului. Se întâmplă la un moment dat un lucru în film, la un restaurant, atât pot să vă zic, unde dacă s-ar fi respectat logica, în mare parte filmul s-ar fi terminat acolo. Deci, pentru continuitate, filmul a avut nevoie de aceste momente de nonsens, ca să zic așa. Dar una peste alta, filmul este de văzut cu siguranță. Este o surpriză foarte plăcută în acest an, pentru toți fanii filmelor horror, slash thriller și pur și simplu pentru toți pasionații de cinema. Așa că The Invisible Man primește din partea mea un 8 cu plus și ar trebui să-l vedeți în cinema, pentru atmosferă evident. E ceva mai unic, mai rar pe lângă clișeicele Annabelle 1, 2, 3 și 1000 și așa mai departe. Deci chiar cred că ar trebui să vedeți acest Invisible Man. Aceasta a fost și recenzia mea pentru Invisible Man. Nu uitați să lăsați în comentarii părerea voastră despre film. Mulțumesc pentru vizionare și ne vedem data viitoare!